Etapa județeană Olimpiadei Școlare de Fotbal s-a desfășurat în sala de sport de la Cornu pentru elevii claselor primare și de gimnaziu din mediul rural. Echipele au fost bine pregătite și au dat tot ce au avut mai bun pe terenul de joc. Au participat aproximativ 30 de echipe, astăzi s-au calificat cele mai bune 6 echipe, care își dispută locul întâi și promovarea către faza zonală acestei competiții. Olimpiada la faza județeană a debutat cu jocul juniorilor. Copiii de clasele 1-4 au oferit un spectacol plăcut publicului. A fost un meci deosebit, o atmosferă deosebită în sală. Este o sală frumoasă și aș dori să mulțumesc și primării localității Cornu pentru sprijinul acordat în organizarea acestei competiții, pentru că ne-au pus la dispoziție această superbă sală. Faza zonală a acestei olimpiade va avea loc peste 2 săptămâni, atunci când cele mai bune echipe vor fi într-o competiție foarte strânsă.